Ehi Tommy. Ciao, ciao. O se stai singur până vignon? Cum minte? Salutare, bă băi, și bine v-am găsit la un nou vlog pe canal. Nici măcar nu știu dacă filmez bine pentru că filmez cu telefonul invers. Dar, Doamne, te rog să fie bine, freza mea e oribilă. Astăzi mergem să facem în sfârșit tricourile alea cu Jegoși și cu Calu și cu Bomba. Mergem să ne vedem cu Jean. Dacă vreți să mă susțineți și mai vreți vlogul pe canal, fiți alături de noi până la sfârșitul videoclipului și apăsați butonul de lichean. Forțale rău de tot ca să deveniți și voi Jegoși. Let's go, guys! Veronica arată într-un stil, într-un hal nehal, ești nebun? Mamă, e o mizerie la mine în mașină, n-aveți idee, mâncava și gura voastră. Apa, băi, nelipsita a pizza. Bine, Dorna, sponsor mi. E 11, eu trebuie să fiu pe la 1, șoseaua Alteniței. Cine mă vede, zice că sunt mare nebun. Deci, încă o dată ce trebuie să facem astăzi, să ajungem pe șoseaua Alteniței, să mergem la mărci. Și acum mergem la Photosetup să cumpărăm un microfon și un suport din ăsta bun rău de tot pentru cameră, că nu-mi place cum ține suportul ăsta și eu filmând cu telefonul, fac vlog cu telefonul, pentru a nu mă întreba pe parcurs fac un S10 Plus, vreau să-mi fac un setup cât de când decent și nu să investesc foarte mult în treaba asta. Ideea e că am ajuns aici și nu știu unde e mâncava și gura voastră. Și cum stă porul ăsta, s-a dus. Dar poară n-am unde e. Bine, am ajuns la Photosetup ăsta. Stă aproape de și pe partea asta, bă. Deci, am ajuns la Photosetup și nu știu unde e Photosetup. Fata mea zice, scrie Photosetup pe Waze că găsești imediat. Și am ajuns aici, sunt pe undeva pe un cotroceni. Și nimic. Îl găsesc eu, sigur. E o clinică de ginecologie, în schimb, aici. Hai că-l găsim, mă, cred. Clădiri vechi, frate. Ok. Deci tot ce se vede acolo un afiș cu Photosetup între. Guys! Am învins! Wow! O să vă arăt imediat ce mi-am cumpărat, pentru că nu am putut să filmez înăuntru, pentru că politică. Și deși eu m-am obișnuit să mă filmez oarecum, nu m-am obișnuit de tot, dar mi-e ok. Aparent când vreau să filmez pe altcineva nu prea mi-iese. Și eu am avut chestia asta de jos, da? Deci până la rotundul ăsta. Și uitați ce mi-am cumpărat acum. E bun. Uite că în cameră cu acum. O să mă uit. Deci ăsta e un suport de telefon mult mai bun cu bureți sau ce dracu are pe aici. Și ăsta e suportul de microfon. Și imediat o să vă arăt și cum arată echipat. Ok? Îl echipez acum și gata. Știu că probabil o să mă înjurați pentru că tot schimb cadrele astea, tot schimb camera de pe față, pe spate. Nu știu dacă se observă. Sper să nu se observe. Dar acum lucrez la chestia asta să vă arăt și vouă, ok? Mine ați arătat, fratele, și ce mi-am luat. You are now connected with the universe. Bă, arată super. Bă, stai așa, care e cablul TTRS? Ăsta e de telefon, cred. Stai așa, eu nu știu diferența. Cred că ăsta e. Da, cred că ăsta e. Deci, așa arată ceea ce mi-am luat eu acuș. E tare, arată bine, dar asta mi-a lăsat pisică moartă. Băi, e frumos. Și asta se deschide așa. Și gen,
Ai un setup foarte clean. O să testez acum și microfonul, să vedem dacă e microfonul la care care trebuie. De fapt ăsta, cum zice, bă, și o husă mișto din piele, cred, piele sintetică. Nu știu care dintre cabluri e, pentru ttrs, 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 ttrs către ttrs, nu, ttrs către ttrs sau ttrs către ttrs. Deci, acum o să-i fac o probă, da? Ca să înțelegeți nivelul meu intelectual, am pus acest cablu și mai aveam un cablu, acesta, pe care scrie foarte mare microfon și smartphone. Și eu mă întrebam, de ce nu merge acesta? Se zice Conaco, nu fac prea multe. Probă! Let's go! Hello guys, hello! După ce m-am tot chinuit să fac eu niște setări pe aici, nu înțelegeam de ce băga microfonul și nu scrie acolo gen că să e pe-n căști. Și acum se pare că merge, tot nu mă uit în cameră, setup-ul arată șmecher, e un pic greuț, e telefonul, e microfonul, e stand-ul, e, mă rog, dar sper să se audă ok, numai că eu dacă vreau acum să văd ce am filmat, să dau stop și să dau repede play, trebuie să scot mufa, aia e urât, nu înțeleg de ce, dar let's go. Vreau să fac și eu pe camera din spate o probă afară, deși microfonul e către mine, hai să vedem cum se aude, cum se vede pe camera din spate, cum se simte când îl țin. Ah. Hai să vedem, poate să gen look at this. Deci, hot cu hot. Simți ok. O să vreau un pic să umblu la ce suport. O să mă înjure Jean, probabil în tot sufletul, dar eu vreau să mă duc să-mi iau o cafea. Simt că am nevoie de o cafea, trebuie să beau o cafea. Este necesar să beau o cafea. Și plus că am avut niște băieții acolo și niște fete care se jucau, e o școală ceva acolo. Și era super tare, gen se jucau cu minge de volei, se jucau fotbal. Cafea, please, închis. Please, cafea, please. Bă, cea mai nasoală senzație, că mergi pe stradă, ții boarta în mână așa și să uite lumea la tine. Aia, deci asta e cea mai nasoală senzație, pentru că omul ăla se uită la tine și are impresia asta, știi? Gen, iau-te-l și pe ăla. Dar în București dă soarele voice, pentru că am ieșit eu afară și normal. Bă, merg să găsesc o cafea în zona asta, în Cotroceni. Microfonul ăsta merge, mulțumesc lui Dumnezeu. Iar eu o să mă îndrept spre Jean și voi probabil o să vedeți direct pe Jean sau direct pe mine cu tricoul care vorbesc eu acolo ceva, nu știu încă. Boșilor, ziua mea decurge perfect. Sunt în zona Big Berceni. Sunt pe undeva pe la orășelul copiilor. Am trecut, l-am lăsat un pic în spate. Un pic mai mult, cred. Ceasul e 3:10 și eu sunt aici de la 1 și Jean al meu încă n-a venit. Bine, l-am sunat ca să vedeți cum mi-a mers ziua. L-am sunat când am ajuns la 1 și mi-a zis: bă, de ce nu m-ai sunat înainte, că uite tocmai ce am plecat și vin pe la 3. Zic, păi ce pot să fac altceva? Te aștept, cum să nu te aștepte frățiorul? Nu, de la ora 1, 2 ore de fapt, aștept aici. Boșilor, s-a schimbat un pic situația. Iar s-a schimbat situația. E ceasul 4:10. Am plecat de acolo, am postat pe Instagram. Băiatul care trebuia să vină să mă văd cu el la 1 mi-a zis că e plecat și că plecase cu un sfert de oră înainte să ajung eu acolo și că vine pe la 3. Am zis să îl aștept. Din păcate n-a venit, a zis că mai durează, așa că am plecat. Mai departe, ce să vă zic? Am să mă duc să mănânc ceva. Când s-a ajuns să mănânc, m-a sunat socră-miu să vin până la el, că are nevoie de ajutorul meu. Așa că
No merch today. Oșilor, n-am făcut mai nimic decât să pierdem ziua. O să fie un vlog de la din două. Și ce pot să vă zică, fratele? Ia să vedeți cum arată două zile, trecerea de la o zi la alta, așa gen. Pac! Tranziție! Gata, bă, băieți. Asta, deci chestia asta de muște, chestia asta de muște, e aici din... De când e Oana? Din vară. Din vară. Deci are peste 6 luni. 6 luni? Cam așa. Nu de 6 luni. Dar cât are? Astăzi e ziua 2 din vlog și gen o să-l contopesc cu ziua 1. Mergem să luăm Păuțanu, că l-am convins să meargă cu noi. Și o să mergem la Tricori acolo. Și vedem ce și cum iese. Și alea sunt ce trebuie să fac eu acolo, gen. Deci afară e o vreme oribil rău de tot. Deci e oribil. Uite ce e afară. E urât, bă. E urât, bă. Ce urât? Tu. Stură? Ce faci? Bună ziua. Ești online tot timpul? Da, sunt online tot timpul. Jean? E beton. Stai mă, oameni, nu știu. Băi, e cel cu Jean Pavel, nu aveți când să nu știu dacă sunteți din Căpriști. Băi, Jean, da, cât ai fost lider? 18 ani jumate, guys, 18 ani jumate, la sud, la Steaua, ce nu știe. La sud, la tot ce este la Steaua. Mă rog, dar lumea te știe sudis. Auzi, ce vedere ai, Jean? Am mâncat și... Te doar la banane. Suntem... Ca la New York. Gata, mă, nu mai scapă, Jean, ai filmat și pe el, gata. Au te măuțe, da? Cum sunt? Lăbe. Asta nu mă interesează. Că trebuie să-i scoți fundalul. Știi ce zic? Nu vreau așa cu tot. E, ăsta. Vivoasă supremă. Da. E capul alb. Nu, că dacă îl faci alb cu roșu, e bine. Nu. Asta-i punem o culoare. Dar am și pe negru. Dă-i... Uite, vezi? N-am știut pe care să-l fac. Nu poți să așa zici că lucrezi la New York? Dar dacă nu te duci pe teren, dacă ai fi mai mult boss, dar îți place ție să te duci așa să muncești? Nu, am ce să fac. Să mă duci pe cineva să-mi bagi să... Nu, am adus pe un... S-a plecat? Nu, trebuie și m-a zis la blocat benzină. Tot cum asta e la de hangar. Bine, dar arăți ce poți să-mi faci, știi? Orice, tu trebuie să-ți porți hainele tale. Am pus cu unii pantalonul ăla cu dungă, să vezi pantalonul ăsta cu dungă, cu fermoare. Dar, de regulă, nu vreau să fac pantalonul acum, ce? Vreau doar hanorac și tricou, momentan, gen acum. Asta e tricou cu mânică, scurtă tricou cu mânică lungă. De la. Bluză, zici tu. Da. Da. Uite ăsta, dar ăsta e cel mai greu de făcut. Vezi că mi-a mai zis lumea și de ce? Nu-mi iese ăștia. Iese, pe digital iese. Că alea trebuie să fie gen, știi ce trebuie să fie? Alea sunt gen un fum. Da. Scoate... deci hai să vedem care model. Și modelul ăsta, așa? Jigoasă supremă. Ăsta. Asta. Păi ce culoare trebuie să-l facem? Pe alb și pe negru? Am așa. Deci de tricou? Da. De tricou? Da. Păi eu zic că pe negru mai bine. Ah, bun. Deci astăzi totuși vin la 3 jumate. Da. Vin la 3 jumate, dar vorbim pe WhatsApp. Da. Și tu poți să spui. Bam, te îmbraci pe urmă cu ele, te da, filmezi. Da, asta știu ce trebuie să faci. Trebuie să facem proba la... Să vezi dacă puteau poața. Să vezi dacă putem ce? Mărimile. Bine, poți să... Să vezi. Mergi și tu jos? Nu. Hai că trebuie până jos, da. Cum chem? Ăsta? Ăla cu buzunarul exterior. Cum? Ăla cu buzunarul exterior. Da. Tot din afară de la cufundat. Ăla care e primul, ăla nu. Ăla care e primul. Ăla cu butelca. Practic și ăla era pe... Da. E cu butelca, e calul și jegosul. Așa spune. Și la cal nu schimbi și uitați nimic? Nimic. Mm-hmm. Calul e simplu. Eu aș face altceva. Calul aș pune pe spate. Și aș pune text pe față. Dă-mi tu poza aia ta, să facem eticheta și cum vrei să scrie. Brandul. Îți faci de aia înăuntru? Da, îți fac exact cu numele tău, tot. Adică produs de mine pentru, știi? Aha. Hai că mă duc la el s-a apucat acum de treabă, contează cât de mult lucrează la grafică. Dacă vine cu grafica gata prevăzută, mă dai mesaj. Bă, băieți, am rezolvat-o în proporție de, cât a zis, 70%, cam așa. Așteptăm acum să ne dea pe WhatsApp. O să stăm cu ochii. Nu se știe sigur dacă le putem vedea astăzi, dar nici nu e un bai dacă nu le vedem astăzi. În schimb, totul e bun, totul e ok. O să iasă bine, am încredere în Jean când face treabă bună. Sper ca și vouă să vă placă. Și noi acum mergem să mâncăm ceva. Nu ne-am hotărât încă dacă o să vă arătăm și vouă. Dar dacă arătăm, stați aici lângă noi. Am venit în Sun, guys.
Am zis să-l scot în oraș. Hai că în oraș. Deci fiți atenți care era logica lui Uță. Logica lui Uță era așa. Am plecat de acolo și el zice, hai să mergem în, în Parlec să mâncăm. Și eu zic, dar de ce în Parlec? Și ce să mâncăm? Nu știu. Zic, bun. Și după aia, unde am zis, mă? Zic, hai, dar hai să mergem la San. Și el zice, păi imediat la dreapta. Zice, dar de ce să mergem la San? Păi dacă tot mă lași pe mine acasă. Dar nu vreau să te las acasă. Ce? Păi și de ce să mergem la San? Și că e mai aproape. Unde e Sanul? Să mă la 10 metri fă dreapta. Intră în San. Zic, ia uite, mă, tu vrei să mă duci în Bercen până în Titan, până în Titan ca să merg să mănânc. Da, guys, cam asta e treaba. Așa cum mergem să mâncăm și noi un pic. Unde te grăbești, mașa? L-a luat căcarea pe ăsta. A? Păi ai ieșit în parcare. Hai, măi, la mișto. Băi, vino mă încoace, că aici trebuie să fie, în pula mea. Hai la mașină. Și ce face mașină? Mă duci acasă. Te ții? Mai poți să reziști? Te bat. Muță, de ce alergi așa? Ca pe mine. A? Mă cac pe mine. Băi. Mă cac pe mine la tine mașină. Să vezi ce, băi, să vezi ce dâmburi iau acum. Când te zgâlții. Auzi, mă? Cât ai dat, mă, pe aia din picioare? 6 milioane. Hai că 6 milioane, la Black Friday. Dacă mașina, bă, 09S. Mamă, unde ai tras mașina, bă? Zici că ești motanul încălțat să mă bată, mama. Ce crezi, că eu merg repede acum? Da. A? Nu viața mea, merg ușor. Ha, bă, că nu te, uite, mă. Ha, bă, că nu te caci pe tine. Bă, cred că mi-am sap cheile mult. Băi, și lor, am ajuns în sfârșit acasă și nu vreau să vă zic decât că abia aștept să văd primul tricou cu Jegosu. Vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul ăsta. Aștept un comentariu de la voi cu ce aș putea să îmbunătățesc. Știu că sunt multe lucruri pe care le-aș putea îmbunătăți. Nu uitați să vă abonați, să mă urmăriți pe Instagram, da? Pe aici, pe undeva. Și să fiți cu ochii pe canal, să activați clopoțelul ăla pentru următorul vlog. Ciao!